Mulțumim domnului doctor Horia Salcă, emoționante mărturii. Noroc că tot ceea ce s-a vorbit este filmat și, sigur, și cu acceptul, doar cu acceptul vorbitorilor, vom și posta, dacă vom avea acceptul, total sau parțial, vom posta totul pe internet, pentru că sunt lucruri care, iată, la nivelul unor generații diferite, arată modul cum a fost percepută, cum a fost perceput acest episod despre care spuneam că este unic în cazul istoriei recente a lagărului comunist, din punct de vedere al amplorii și al întinderii în timp al fenomenului rezistenței, inclusiv sub formă armată, anticomunistă. În ceea ce privește pe urmașii, într-adevăr, eu am o bucurie de câte ori interacționez cu urmașii luptătorilor anticomuniști, ai foștilor deținuți politici și după ce au plecat dintre noi, cei mai mulți dintre cei care au scris istorie și ne dau dreptul să fim astăzi mândri de trecutul nostru și de faptul că suntem români, simțindu-ne poate atât de săraci, simțim nevoia să ținem legătura între noi și cred că este extrem de important să existe această legătură între urmașii de gradul 1, de gradul 2, de indiferent de ce grad, ai foștilor deținuți politici și ai luptătorilor în rezistența anticomunistă, după cum este foarte important ca istoricii, cei care se ocupă cu cercetarea acestei perioade, să se aplece acum, după ce au dispărut cei mai mulți dintre, din păcate, cei mai mulți dintre foștii deținuți politici, au dispărut fizic, să se aplece asupra poveștilor extrem de deosebit de dramatice ale acestor oameni, ale celor care au fost copiii, uneori chiar și nepoții, celor care au fost aruncați în închisori și care au trăit niște traume, niște povești de viață, poate pe măsura, nu greșim dacă spunem, pe măsura celor trăite de părinții lor, de bunicii lor în temnițele comuniste. Este păcat că statul român își bate joc, așa cum și-a bătut și de foștii deținuți politici și de acești oameni. Au spus acum că, vă spun ce s-a întâmplat anul trecut, ca o lege adoptată deja de Camera Deputaților, care era deja plecată către președinție, să fie trasă înapoi la Parlament, să-i se scoată prevederea de acele indemnizații care se oferea urmașilor de gradul 1, eu vă spun că nu sunt urmași de gradul 1. Nu sunt de gradul 1 și deci nu sunt interesat în niciun fel de acea lege. Dar eu consider că cei care au fost urmași de gradul 1, copiii în special, ai celor și soții, ai celor care au fost închiși în închisorile comuniste, au trăit, nu exagerez, un infern. Și merită cu prisosință și nu e adevărat ceea ce s-a invocat la Camera Deputaților, că sunt prea mulți. Eu vă spun că sunt prea puțini. Au rămas chiar și ei puțini. Foarte mulți deja nu mai sunt printre noi și cei care sunt mai mult nepoți, nu copii. Domnul Octav Bjoza vrea să spună câteva lucruri.